Eleganți și cu daruri în mâini, oaspeții au făcut coadă pe malul râului pentru a urca pe nava ca să-i fericite pe miri. Dacă tradițional tinerii vin la localul unde are loc nunta cu limuzina, Viorica și Sergiu au ajuns cu o barcă pe nava ancorată pe malul Nistrului. Viorica și Sergiu s-au cunoscut acum un an la o terasă din capitală și spun că a fost dragoste la prima vedere. În doar câteva luni, cei doi au decis să se căsătorească și au început să se pregătească de nuntă încă din iarnă. Au vrut o petrecere deosebită, așa că au decis să o facă nu într-un local, ci pe o navă. Totuși visurile se realizează, iată, s-a împlinit că am ales să fie... Noi nu avem mare, facem pe râu. Mulți invitați nu pot înota. Avem colagii sau bani. Le aruncăm dacă ceva. Da, sigur. Noi sperăm să nu ajungă la culanot. Mesele doldura de bucate au fost întinse direct pe punte. Părinții tinerilor s-au pregătit ca la carte de marele eveniment. Nu ni frică și sănătoși tinerii să înțeleagă. Dar puteți să notați? După am zis să notăm ori să jucăm la nuntă. Majoritatea oaspeților participă pentru prima dată la o nuntă pe navă, așa că pentru toți senzația este unică. Ideea e foarte frumoasă. Să notați? Ca să nu mă neg, da. Sper că nu o să fie cazul să demonstrez. Dar ce să ne fie frică? Suntem doar printre oameni, printre... Ce să fie așa frică, nu? În țară nu vi-e frică? Nu, că avem și sunt și la noi plasat toți în țară. Pe navă au fost nu doar nuntașii, dar și capitanul, iar chenerii au avut grijă ca totul să fie perfect. Eu nu numai pe Nistru, am lucrat la Marea Neagră, la Dunăre, pe Volga, așa nu e periculos. Pe Nistru... De plăcere să lucrez. În calitate de chenă, nu aș spune că așa atât complicat, e vapor să lucrez. Dacă sunt furtuni, apoi este cam complicat. Pentru nunta pe navă, tinerii au plătit câte 450 de lei de invitat. Capacitatea vasului este de 120 de persoane.